Lipsa spațiului de locuit continuă să fie o problemă a tinerilor din Republica Moldova, care se lasă ademeniți de ofertele promițătoare ale companiilor de construcții, prin care le promit că vor construi blocuri de locuit în termeni strânși și la prețuri avantajoase. Însă, totodată, vedem pe piață o sumedenie de blocuri nefinalizate sau înghețate pe perioadă nedeterminată sau companii de construcții care sunt în stare de faliment. În aceste condiții trebuie să avem toată informația la dispoziție și diligența necesară în a ne decide în ce obiect vrem să investim. Prin urmare, ar fi bine să ne împărțim diligența asta în câteva etape, adică să fim, ce informații trebuie să verificăm la etapa precontractuală, adică înainte de a decide să încheiem un asemenea contract. Atunci când considerăm că avem suficiente investiții sau economii pe care le-am făcut, ar fi bine, în primul rând, să identificăm compania cu care dorim să încheiem respectivul contract. Adică să verificăm istoricul acestei companii, să vedem dacă are cel puțin 5 ani de activitate pe piață, să verificăm dacă are un bloc de locuit care a fost dat în exploatare și în termen. Totodată să vedem dacă oferta care ne-o propun, spre exemplu, dacă blocul de locuit a fost construit 40-50% din total, ca să avem o siguranță în plus că ei vor fi motivați să ducă până la capăt construcția decât să renunțe la ea. Dacă am verificat această informație și ea este suficientă pentru a ne forma o decizie, putem să solicităm respective companii de construcții mai multe informații despre obiect. În primul rând, să le solicităm documente justificative asupra dreptului lor de posesie pe terenul unde se va ridica respectiva construcție, autorizației de construcție, care tot poate fi solicitată într-un extract din Registrul Bunurilor Imobile, a autorizației, de fapt a certificatului de urbanism, să verificăm în câte nivele urmează să fie ridicată construcția, a listei, spre exemplu, a spațiilor izolate din cadrul blocului locativ, a declarației de condominiu. Deci toate aceste informații vă va fi necesară să vă faceți o impresie asupra legalității acțiunilor acestei companii de construcție. Dacă informația v-a fost furnizată fără probleme și nu vă ridică alte semne de întrebare, puteți deja procede la încheierea contractului de investiție în construcție. La această etapă trebuie să țineți cont de faptul că ei sunt profesioniști pe piață și își cunosc foarte bine cum ar trebui să-și negocieze clauzele. Adică ar putea să insereze în contract clauze care la prima vedere par inofensive, dar în termen lung vă pot restricționa careva drepturi. Și aici trebuie să luați în calcul ca datele, spre exemplu, de efectuare a lucrărilor să fie în zile calendaristice, să fie foarte bine etapizate lucrările, astfel în cazul în care compania întârzie să vă livreze, spre exemplu, lucrările sau diferite etape ale lucrărilor, să puteți avea posibilitatea să calculați penalitățile de întârziere și eventual să știți de la care dată ați putea demara, spre exemplu, procedurile de reziliere a contractului de investiții. Totodată, trebuie să cunoașteți că acest contract urmează să fie autentificat notarial și înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile. Această obligație este în sarcina companiei de investiții, companiei de construcție, îmi cer scuze, și în cazul în care nu se respectă această procedură, acest contract poate fi declarat nul. Să admitem că ați încheiat contractul, ați stabilit clauzele. La etapa deja de executare a contractului trebuie să aveți diligența să urmăriți cum se desfășoară construcția, adică să solicitați în orice moment informații la ce etapă este construcția și o simplă notificare din partea companiei nu este suficientă. Este bine totuși să vă deplasați la fața locului și să verificați acest lucru. Niciodată să nu avansați o tranșă, următoarea tranșă de achitare, decât în cazul în care sunteți siguri că ei au finisat
etapa anterioară, iar acest lucru să fie confirmat prin documente justificative. În cazul în care sunteți sigur sau aveți motive suficiente să credeți că compania nu o să vă livreze lucrările în termenul care este, care sunt stabil, este stabilit în contract, atunci ar fi bine să urmăriți procedura care este stabilită în contract de reziliere. De regulă se face printr-un schimb de scrisori sau prin niște cereri prealabile care ar fi bine să le scrieți, să le expediați prin poștă cu aviz de recomandat ca să aveți un probatoriu suficient la etapa înaintării unei acțiuni în justiție. Dacă până la urmă lucrurile s-au desfășurat în așa fel încât o să înaintați o acțiune în justiție, trebuie să cunoașteți despre faptul că sunteți scutiți la plata achitării taxei de stat în virtutea legii cu privire la protecția consumatorilor, ori dumneavoastră în situația respectivă sunteți consumator și aveți dreptul să vă apărați drepturile.